se mută temporar sediul în care timișenii care au permisele de conducere reținute vor da testul pentru reducerea perioadei de reținere a acestuia. În contextul renovării clădirii IPJ Timiș, începând cu data de 1 august 2024, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se va susține la sediul secției 5 Poliție Timișoara de pe calea Aradului numărul 56. Solicitanții se vor prezenta în zilele de luni sau joi în intervalul orar 9-10.30 în vederea programării, având asupra lor în mod obligatoriu actul de identitate sau pașaportul în cazul cetățenilor străini și dovada de reținere a permisului de conducere în original aflată în perioada de suspendare. În cazul pierderii dovezii înlocuitoare a permisului, aceștia se pot prezenta cu o declarație pe proprie răspundere eliberată de un notar public. Transmit reprezentanții IP.